Anul acesta am participat la Olimpiada Națională de Tehnologie a Informației, care s-a desfășurat la Ploiești în perioada 18-21 mai. M-am clasat pe locul 4, adică prima mențiune cu medalie de aur și am obținut cel mai mare punctaj de la clasa 9 la fete. Participarea la acest concurs a fost o oportunitate de a-mi cunoaște limitele, o încununare a muncii mele timp de aproape 5 ani, alături de doamna profesor de informatică, Tătulea Maria, care acum este și dirigintă, și în același timp mi-a deschis calea către un drum mai atractiv pentru o fată în ceea ce privește informatica, partea de web design care presupune creativitate. Concursul în sine a durat 5 ore, subiectele au fost destul de grele, dar interesante, care presupuneau construirea unui site în HTML, respectând anumite cerințe. Vrei să mai participi și în anii următori? Ți-ai propus să participi la olimpiadele următoare? Da, am participat din clasa 5-a la acest concurs. Bine, era mica olimpiadă de informatică, nu era cu fază națională și am obținut premii și acolo. Vreau să particip și anul viitor și sper să mă calific la olimpiada națională. Nu numai rezultatul obținut a fost pentru mine un câștig, cât și faptul că aici am legat prietenii și am cunoscut oameni minunați de la care am avut ce învăța. Vreau să mulțumesc pe această cale doamnei profesor Tătulea Maria, care m-a susținut în pregătirea mea, și domnilor profesori care mi-au fost alături. Am participat la concursul național de matematică Adolf Haimovici, unde am obținut medalia de argint cu 27 de puncte din 28 la faza națională. Cum a fost concursul? Cum ți s-au părut subiectele? Subiectele mi s-au părut destul de ușoare. Mi-a părut rău că nu am luat 28 de puncte, bineînțeles, dar la anul poate iau. Vrei să faci o carieră pe acest domeniu al matematicii mai departe? Da, mi-ar plăcea foarte mult. Mi-ar plăcea să dau la facultatea de matematică informatică și nu știu exact ce mi-ar plăcea să devin, dar știu că aceste două materii îmi plac foarte mult. Cât de mult a trebuit să te pregătești pentru acest concurs? A fost suficientă pregătirea de la clasă sau a trebuit să lucrezi în plus? Am lucrat în plus acasă. Nu lucrez tot timpul anului atât de mult, dar atunci, înainte de concurs, lucrez mai mult. Și am avut noroc cu doamna Manuela Oncescu, care m-a susținut și m-a ajutat și mi-a explicat orice nu înțelegeam.